Cum se pregătește sosul beșamel? Vă salut, prietenii mei gurmați! Astăzi o să vă arăt pas cu pas cum să pregătiți sosul beșamel la voi acasă, fără complicații, fără probleme, cantitățile exacte, cum să le cântăriți. Și vă las prezentarea din rețeta de lasagna, unde am prezentat sosul beșamel. Acum vă las pas cu pas să vedeți acest sos beșamel și voi îl adaptați la gustul vostru. Haideți, încep rețeta. Vă prezint ingredientele pentru sosul beșamel. Și aici ascultați-mă cu atenție o lege nescrisă, ceva frumos. 1, 1, 1. Un litru de lapte, 100 de grame de unt, 100 de grame de făină. Deci 1, 1, 1. Eu astăzi o să folosesc, ca să nu fie prea mult, 800 de mililitri de lapte, 80 de grame de unt și 80 de grame de făină. Punem puțin piper, eu folosesc piper alb ca să nu-mi stric culoarea, piper negru merge perfect, nucșoară rasă. Haideți să vedem. Prima dată Sebastian își ia o cratiță. Așa? Fiți atenți la sosul beșamel important. Prima oară eu pun laptele la foc. De ce? Dacă untul și făina sunt calde, avem nevoie de lapte cald, ca să nu facă cocolaș. Și dacă untul și făina sunt rece, avem nevoie de lapte rece. Eu îl pun să se încălzească. În altă cratiță aici îi adaug untul. Hop! În lapte, eu acum îi adaug puțin sare. Așa, sare trebuie să adaug. Și îi adăugăm piper. Îi pun piper alb, așa, ca să nu-i strici în culoarea, dar dacă puneți piper negru, nu are nicio problemă. Nucșoara o lăsăm la sfârșit, trebuie să aveți mare grijă cu ea, să nu abuzați de nucșoară. Când untul s-a topit, îi adăugăm făina. Vedeți? Adăugăm făina și amestecăm. Am adăugat toată făina. O lăsăm până în momentul când se duce mirosul de făină crudă. Făina nu trebuie să mai ai miros de crud, dar nici să o ardem, că dacă o ardem, ardem făina, am stricat sosul. Când deja simt că făina a început să iau, nu mai miroase a crudă, laptele a rupt-o să fiarbă și începem să-i adăugăm laptele cald. Și amestecăm. Eu îl adaug puțin câte puțin, puteți să-l adăugați, totodată, dar puțin câte puțin evităm să rămână cocoloașe. Filmează aici cameramanul. Îl adaug pe tot. Și acum, foarte important, trebuie să așteptăm să dea un clocot două, da? Să nu lăsăm gustul de făină crudă. Vedeți, acum când a început să dea două, trei clocote, îi oprim focul. Amestecați-l, filmează-mă să le spun ceva la prietenii mei gurmați. Atenție mare, aici, dacă am ars sosul beșamel, dacă s-a prins, am stricat totul. Bun, l-am dat jos de la foc. Acum ce facem? Luăm nucșoara noastră și radem puțină nucșoară, da? Nu abuzați de această nucșoară. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, uitați, puțină nucșoară doar. Bun. Îl probăm încă o dată de sare, mai adaug puțin piper, îl puneți după gust, îl amestecăm. Aici avem sosul beșamel. Haideți să vă arăt, uitați ce consistență are. Și ce vreau să vă spun, prietenii mei gurmani, sosul beșamel cu cât stă mai mult, cu atât se îngroașe mai mult. Deci trebuie să-l facem proaspăt, nu-l face după o zi pe alta. Îl dau la o parte și îl las să se răcească. Acesta este sosul beșamel. Eu l-am pregătit pentru rețeta la lasagne și ați văzut că i-am pus puțină nucșoară, piper alb, un pic de parmezan. Voi, în funcție de ce rețetă pregătiți, adaptați-l la gustul ei. Nucșoara este opțională, parmezanul opțional. Prietenii mei gurmați, cu astea spuse, ați văzut cum se pregătește sosul beșamel? Nu uitați, oriunde v-ați aflat, sunteți iubiți! Ne vedem într-un nou video! Bye, bye!